Potrivit informațiilor primite de la Valer Crișan, vicepreședinte al Consiliului Județean, în urma sesizărilor primite de Inspectoratul Școlar din școli din Zalău și din Panic, potrivit cărora produsele furnizate în cursul săptămânii trecute aveau un gust dubios, instituția a trimis în cursul zilei de azi o adresă furnizorilor în cauză, prin care sunt atenționați să se pună în acord cu prevederile contractuale. Vicepreședintele spune că deocamdată nu pot fi luate alte măsuri, întrucât nu există o confirmare oficială a existenței problemelor semnalate. Dacă vor fi stabilite neconformități, nu vom ezita să aplicăm sancțiunile ce se impun. Nu suntem dispuși să mai acceptăm nimic, a avertizat Crișan. Confirmarea sau infirmarea acestor suspiciuni va avea loc la începutul săptămânii viitoare, când, potrivit doctorului veterinar Vasile Chindriș, purtătorul de cuvânt al Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Sălaj, vor fi disponibile rezultatele analizelor la probele recoltate în cursul zilelor de astăzi și de ieri.